Bună seara și bun găsit la Candidații se prezintă, o emisiune specifică acestei perioade electorale în care suntem acum. Avem invitați pentru această emisiune, această seară, pe domnul Marin Lupaș, secretar general al PSD, Organizația Județeană Arad. Bună seara! Bună seara! Și pe domnul Sergiu Bâlcea, vicepreședinte TNL Arad. Bună seara, domnule Bâlcea! Bună seara! Domnilor, v-am invitat aici să ne spuneți, să ne arătați lucruri importante și să ne vorbiți despre candidaturile dumneavoastră la Consiliul Local al Municipiului Arad. Am să încep cu domnul Marin Lupaș. Care sunt câteva considerații generale care v-au îndemnat spre a candida pe acest post? În primul rând și lucrul cel mai important pe care eu îl consider este legat de a face un altfel de politică. O politică a bunului simț și a respectului. Nu a aroganței, nu a minciunii și nu a corupției. Este un lucru pe care mă caracterizează de o viață ca o persoană care am fost cinstit, am fost corect și întotdeauna mi-a plăcut să spun lucrurilor pe nume. Care sunt direcțiile pe care vă axați în cazul în care veți câștiga alegerile și veți ajunge consilier local? În altă ordine de idei, un lucru esențial din punctul meu de vedere este legat de dialogul cu cetățeanul. Pentru a vedea nevoile și necesitățile de care are el nevoie. Pentru că noi în ultimii ani de zile ne-am îndepărtat foarte mult de cetățean și efectiv poate chiar l-a sfidat. Cu atât mai mult în această idee este foarte important ca fiecare din noi să avem aplicare spre ei, să le cunoaștem problemele și în același timp să le rezolvăm. Fie că este vorba de anumite decizii locale, prin hotărâri, în Consiliul Local, în ceea ce privește impozitele, în ceea ce privește taxele și chiar probleme sociale cu care se confruntă foarte mulți oameni care sunt în pragul sărăciei în județul nostru și nu numai în toată țara. Și mai mult, cred că un rol important și este legat de anumite legi și ordonanțe care ar trebui date la nivelul Parlamentului în ajutorul și sprijinul oamenilor sărași cu probleme deosebite. Eu consider că aceste probleme sunt esențiale în viața de zi cu zi a omului de rând și care așteaptă o aplicare din partea noastră. Uneori, chiar și faptul că discuți cu el, vorbești cu el, îi dai atenție, contează enorm de mult. Vom trece și la problemele pe care le-ați identificat pe parcursul acestei perioade, dar deocamdată mergem spre domnul Bâlcea, pe care îl rog să ne expună câteva considerații ce l-a făcut pe el să candideze pe acest post de consilier local al municipiului Arad. În primul rând trebuie să vă mărturisesc că este prima campanie electorală pe care o desfășor. Prima campanie pentru mine totul este relativ nou. Cred că asta a fost și motivul pentru care am intrat în politică. Nevoia de a te implica în anumite probleme care țin de statutul tău, de oamenii de lângă tine, de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, e foarte important să ai un cuvânt de spus. Cred că implicarea e unul dintre punctele și campaniei noastre, implicarea tinerilor și nu numai, de la un simplu vot până a te implica într-un partid politic, asociație civică, indiferent orice organizare care să ai un cuvânt de spus, cred că este important. Motivul pentru care am ales să aleg să candidez pentru un post de consilier a fost acesta, de a te implica. A fost șansa să fiu într-un loc eligibil, sau în sfârșit un loc destul de bun și pentru asta chiar îi sfătuiesc pe toți cei care vor să se implice într-un partid politic, nu este, în ghilimele, dracu chiar atât de negru pe cum pare. Da, am înțeles și lucrul acesta, dar o să vă rog să identificăm câteva direcții pe care doriți să mergeți în cazul în care câștigați alegerile. Care vor fi repere ale mandatului dumneavoastră? În echipa pe care am construit-o de consilieri, fiecare dintre noi are o anumită zonă pe care va trebui să o acopere. Bineînțeles, vom fi implicați în tot ceea ce înseamnă decizii, dar fiind cel mai tânăr de pe listă, consider că e important să discut și să pun probleme și să le rezolvăm în momentul în care vom fi acolo. În ce privește partea de tineret, partea de sport,
și partea de cultură. E o zonă a Radului care în ultimii ani s-a vorbit prea puțin, s-au făcut și mai puține lucruri și aici va trebui să lucrăm începând de la partea de infrastructură până la partea de programe, de, eu știu, concursuri și așa mai departe. Tot ceea ce presupune zona asta, care a fost trecută și este trecută de multe ori la altele și nu este normal. Înțeles. Domnule Lupaș, câteva cuvinte despre proiectul dumneavoastră pe termen mediu și lung în ceea ce privește echipa UTA. Știm că dumneavoastră aveți o relație foarte veche cu această echipă și ați activat acolo. Să ne spuneți, vă rog, ce înseamnă acest proiect. Pentru a discuta de aceste proiecte, aș vrea, într-un fel, să readuc aminte suporterilor sau cei care mă cunosc și în perioada când am activat. Am 16 ani de activitate la un club privat pe care l-am creat împreună cu alți prieteni de-ai mei în perioada 92, să aproape 16 ani până 98, când, din păcate, n-am mai putut să, din punct de vedere financiar, să finanțăm și din alte considerente. Și grupare cu care, în mare parte, am făcut scheletul UTEI 5 ani cât a fost președinte, de care sunt legat de mari performanțe, două titluri naționale de juniori, un baraj care l-am avut cu UTA la Alba Iulia, unde am reușit să deplasăm aproape 10.000 sau chiar mai mult, 12.000 de spectatori la acel meci dramatic și într-un fel cu nostalgie de aducere aminte, în sensul că am pierdut acel meci și un rezultat care a venit după încununarea muncii create în jurul unui centru de copii și juniori puternic, că vreau să le aduc aminte spectatorilor care ne urmăresc și suporterilor UTEI. În acea perioadă UTEI era una dintre cele mai puternice centre de copii și juniori din România. Toată această muncă a fost încununată cu succesul de a promova campionatul 2001-2002, dar proiectul pe care îl aveam pe un termen mai lung, din păcate, n-am putut să-l onorez din probleme de sănătate și plus s-a retras finanțatorul. Și eu am încredere că în perioada care va urma și prin faptul că vom reuși să obținem o majoritate în Consiliul Local și să avem un altfel de primar, vom reuși să facem și performanțe la Rad. Care pentru credeți că UTA, sunt... Da, pentru că UTA reprezintă un brand. Nu știu dacă conștientizăm, vedeți ce s-a întâmplat la finala Europa League. Vedeți gimnastica, ce performanțe ne-au adus. Cred că și Aradul, prin brandul UTA, reprezintă ceva pentru România. Problema este modul în care nu vom reuși să-l exploatăm. Asta înseamnă o preocupare deosebită din partea celor care administrează orașul, fie că e vorba de consilieri, fie că e vorba de conducere, primar, viceprimar, dar în primul rând înseamnă pasiune. Iar în ce privește UTA, eu personal văd trei obiective importante care se pot întinde pe un program mediu sau lung. În primul rând este legat de a identifica un finanțator serios care poate împreună, printr-o colaborare cu administrația locală, să asigure finanțarea într-un mod profesionist. Nu înseamnă neapărat foarte mulți bani, pentru că performanță poți să faci cu bani mai puțin. În al doilea rând este foarte important crearea unui climat de performanță, care înseamnă organizare cu un corp de antrenori și specialiști lângă echipă care, într-adevăr, face performanță, o administrație performantă, care înseamnă, mă rog, mergând chiar la nivelul conducerii, un președinte sau vicepreședinte, staful de conducere, toate acestea nu pot să fie realizate decât printr-un centru de copii și juniori performant, care să permită UTEI promovarea acestor talente și care să creeze un curent, cum l-a creat în perioada anilor 2000, când UTA a promovat cu, nu știu, 12 juniori. Erau 5-6 seniori care erau în echipă. Era un lucru extraordinar. Puține echipe de România, exceptând sportul studențesc, care a reușit această performanță. Dar toate astea se realizează prin seriozitate, prin pasiune, prin organizare și printr-un, să zic, o structură financiară care poate să asigure un anumit nivel, să zicem, de performanță. Deci și cu bani mai puțini.
Iar ultimul obiectiv, și cu asta închei, și cel mai important, este legat de infrastructură. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, care poate fi realizabil ținând cont de faptul că dacă la Cluj s-a putut obține o anumită sumă din bugetul țării, la Ploiești, la Piatra Neamț, de ce nu s-ar putea realiza și la Arad un stadion sau un complex care să cuprindă un stadion cu minim 20.000 de scaune și 3-4 terenuri de antrenament foarte importante pentru antrenamentul echipe mari și a centrului de copii și juniori. Pentru că noi, UTA din totdeauna, chiar și UTA când era UTA în perioada anilor 70, am avut mari probleme în pregătirea centrului de copii și juniori a echipelor de juniori. Dacă aceste lucruri sunt făcute cu seriozitate și cercul se închide cu siguranță, UTA poate să fie o echipă bună în divizia și să facă performanță. Lucru care noi putem să realizăm dacă vom avea o majoritate în Consiliul Local și lumea va alege USL-ul și dacă vom avea un primar care gândește altfel și dorește să facă altceva decât ceea ce s-a făcut până acum. Am înțeles. Domnule Bâlcea, o să trec la dumneavoastră cu următoarea întrebare, care se leagă tot de sport, pentru că am început să discutăm despre sport și vreau să știu care sunt pașii prin care dumneavoastră veți aduce tinerii spre sport, spre UTA, de exemplu, spre această pepinieră de viitori campioni, dacă e să o luăm așa. Înainte să vă răspund, trebuie să fac o precizare. Domnul Lupaș este un om care ne-am întâlnit după 15 ani, din posturi diferite. Acum 15 ani dânsul era președinte la UTA, eu eram junior la UTA. Acum lucrurile s-au schimbat un pic, dar face plăcere să fac echipă cu dânsul și cred că sportul arădean, UTA în special, dar tot ce înseamnă mișcare sportivă în Arad, în momentul în care Consiliul Local va avea majoritate USL, cel puțin în noi doi va avea un sprijin real. Asta vă pot spune. Și care ar fi pașii atunci pe care îi veți face pentru a, eu știu, a aduce oamenii mai aproape de sport? În primul rând, pentru a aduce oamenii mai aproape de sport, trebuie să le dai locuri în care pot să facă sport. În Arad, problemele sunt delicate din acest punct de vedere. Sportul de masă și sportul de performanță nu au infrastructura necesară pentru a se dezvolta. Sportul de masă în Arad, aș vrea să ne gândim serios și să-mi dați un exemplu de locație în care se poate alerga, să faci jogging. Poate unde... pe Slavici. Bun, este un singur loc, nu? Este un loc în care de multe ori seara nu avem loc, ca să folosesc o. În Arad, sportul de masă trebuie încurajat prin infrastructură, prin anumite investiții care să fie deschise publicului. Școlile pot fi o soluție, deschiderea acestor, eu știu, terenuri de sport în care s-au investit în școli, dar nu e suficient. Trebuie găsit o soluție prin care sportul de masă trebuie încurajat. Iar eu cred că, exact ce a spus și domnul Lupaș, un teren, un stadion nou cu o infrastructură, tot ce înseamnă o sală polivalentă și așa mai departe, e necesară în Arad. Și se poate face prin două alternative, să zic așa. Prima este un parteneriat public-privat, în care administrația locală să fie fermă și să spună posibililor investitori, da, domnilor, ne punem la masă, vă dăm sprijinul nostru, chiar dacă investiția noastră va fi una mică, dar veți ști că aveți sprijinul nostru cât ne permite legea și cât ne permite și bugetul, la care pot să facă o afacere, că până la urmă oamenii de afaceri de astea sunt interesați. Iar al doilea este atragerea de fonduri europene. Atragerea de fonduri europene în acest domeniu, pe sport, cultură, tineret, a lăsat de dorit în ultimii ani. Sau, practic, nici nu a existat. S-au concentrat lucrurile în altă parte, în care putem începe o altă discuție, dacă doriți, în ce privește atragerea acestor fonduri. Dar dacă suntem la subiectul tineret și sport, vă spun că aici prioritatea este atragerea de fonduri. Există posibilități de baze sportive pe fonduri europene și acest subiect nu trebuie neglijat. Și atunci direcția principală va fi sportul de masă sau sportul de performanță? Aici o să vă rog să răspundeți amândoi. Eu cred că se pot merge în paralel, pentru că din sportul de masă poți să alegi viitorii campioni. Dacă nu ai un sport de masă și un oraș sănătos, nu poți să duci mai departe o anumită performanță. Iar ca să faci performanță, trebuie să ai cluburi sportive, trebuie să ai secții care să poată să-ți dea
atleți, handbaliști, volebaliști și așa mai departe, de performanță. Dar pentru acest lucru îți trebuie buget, îți trebuie infrastructură și așa mai departe. Deci noi am dori și trebuie să facem acest lucru, pentru că Aradul în anul 2012 este obligat să aibă și zona aceasta acoperită. Nu este posibil să avem acoperit doar de borduri și de parcări. Terenurile în Arad au dispărut în ultima vreme și este un subiect sensibil. Domnule Lupaș, dumneavoastră doriți să adăugați ceva? Da, eu cred că aici va trebui să facem o nouă reevaluare a sportului. Una este sportul de masă și altceva este sportul de performanță. Eu cred că noi ar trebui la sportul de masă să plecăm chiar de la educație, de la acele programe și acele ore de educație fizică, de implicare mai mult, de depistarea talentelor, indiferent pe ce domeniu de sport. Pentru că dacă nu faci sport, nu e sănătos. E foarte important ca acele ore, acum, sincer să fiu, nu sunt prea informat care este structura și situația în școală, pentru că am fost o perioadă lungă ieșit din problemele sociale ale comunității din motive de sănătate, dar lucrul cel mai important legat de educație sunt aceste ore de educație fizică și în școlile primare și în cele gimnaziale. Pentru că acolo își poate trage seva anumite talente pe diferite domenii de sport, fie că e vorba de fotbal, fie că e vorba de atletism, fie că e vorba de handbal, basket sau altceva. Pentru că mi-aduc aminte când eram la UTA, aveam antrenori care imediat la clasele primare, vorbesc de clasa întâia, mergeau și identificau copiii care erau talentați. Mergeau la educație fizică și urmăreau copiii dacă aveau un semnal că într-o anumită școală e un copil talentat. Deci consider că un lucru foarte important este legat de sănătatea noastră și asta înseamnă un lucru foarte important și un accent deosebit pentru orele de educație fizică din școală. Cu condiții ca să aibă și ei terenuri, să aibă infrastructura necesară, săli de sport, iar profesorii să ia în modul cel mai serios, nu ca un lucru auxiliar, orele de educație fizică. Domnilor, până acum am discutat despre lucruri comode în care ne-am simțit bine, despre sport, despre proiecte legate de comunitate, dar va veni momentul în care trebuie să luați decizii tehnice, gigacalorie, spații verzi, drumuri și așa mai departe. Vă pun aceeași întrebare, care vor fi echipele care vă vor sfătui? Există oameni în spatele dumneavoastră care să vă ajute să luați decizia bună în Consiliu în cazul în care există un proiect tehnic, un proiect legat de infrastructura rutieră, mă rog eu, ori ce fel de infrastructură și orice fel de probleme tehnice. Aveți oameni care să vă sfătuiască în momentul în care trebuie să votați cu da sau nu? Am să vă răspund eu primul și am să vă spun că în momentul în care s-a construit această listă a USL-ului, fiecare dintre noi are o profesie, nu neapărat aceeași, dar fiecare dintre noi suntem într-o anumită zonă, nu neapărat excelăm, dar avem anumite cunoștințe. Nu vreau să intru în detalii, dar e clar că și consilierii au fost aleși pe baza unor merite atât și politice, pentru că trebuie să ai și un merit politic în toată povestea asta, dar și un merit al omului, al prestanței și ce vei face în continuare. Deci, dacă vă dau două exemple, domnul Galiș este avocat, domnul Ciupe este inginer, eu sunt economist, doamna Lia este inginer, mă scapă toate acestea, dar unul dintre proiectele sau unul dintre discuțiile în cadrul USL, între consilieri, a fost acesta. Fiecare avem o zonă pe care trebuie să acoperim cu anumite cunoștințe, pentru că nu e posibil să intri într-o zonă și să nu te poți descurca. Pe de altă parte, orice proiect de care discutați dumneavoastră vine cu o documentație care trebuie explicată. Fără doar și poate că sunt convins că această documentație trebuie bine argumentată și vă asigur că oricare dintre consilieri care va avea probleme, indiferent de primarul care va fi, va pune întrebări. Nu vom mai avea
un consiliu în care lucrurile să fie știute dinainte, să nu avem o opinie sau să nu reușim să ducem la capăt un proiect doar pentru că așa se impune. Dorim să avem fiecare dintre noi o zonă pe care să o gestionăm, să venim cu propuneri și să fim aproape de cetățean. Iar un alt proiect care vrem să-l avem după alegeri, indiferent de numărul consilierilor, de numele primarului sau viceprimarului, este un secretariat comun prin care oamenii, o dată pe săptămână, indiferent de problemele lor, bineînțeles, problemele trebuie să fie totuși la obiect și ținute de Arad, vor veni la noi cu în audiență fiecare consilier. Lucru care nu știu dacă s-a mai întâmplat. Primarul, viceprimarul au programul lor. Ei, și consilierii, noi ne-am propus, printr-un secretariat comun, să desfășurăm o muncă de acest gen. Domnule Lupaș, cum credeți că va fi munca în această echipă de consilieri? Cum vor fi luate deciziile? Cât de bine vor fi argumentate? Eu acum revin, adică vin în zona PSD-ului, pentru că eu consider că PSD-ul e foarte bine organizat, și la nivel național, și la nivel local. Noi avem în jur de 26-27 de departamente pe specializări și noi avem specialiști pe fiecare zonă. Putem să luăm toate referințele la o anumită problemă care se ridică fie în Consiliul Local, fie la nivel de oraș, pentru a putea lua o decizie corectă. Mai mult, eu cred că ar fi necesar în zona civică, în zona cetățeanului, pe specialiști din această zonă ca să-i consultăm, pentru că să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat. Pentru că proiectele care sunt viabile și care aduc un plus pentru cetățean și pentru Arad, va trebui să treacă. Iar cele care nu sunt bune, nu va trebui să treacă. Aici nu va trebui să apare interesul politic, va trebui să apare interesul cetățeanului și a orașului. Eu, cu siguranță, acest lucru îl voi face în perioada, dacă voi fi consilier, în perioada care urmează. Pentru că cred că va fi o schimbare majoră și la nivel de consiliu, pentru că ea se va întâmpla, vrem, nu vrem, este momentul schimbării, pentru că nu se mai poate. Și va trebui, în primul rând, și noi ca oameni să fim mai buni, mai înțelegători, mai concilianți în tot ce facem și în tot ce întreprindem ca și consilieri, ca și conducători administrației locale. Care va fi relația dumneavoastră cu societatea civilă? Am atins puțin, dar n-am explicat detalii foarte multe. Ce înseamnă o relație bună cu societatea civilă, cu ONG-urile care funcționează în Arad? Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Eu sper că prin toate problemele și dezbaterile care vor fi împreună cu ei, să găsim soluțiile cele mai bune în tot ceea ce privește cetățeanul din Arad și orașul din Arad. Domnule Bâlcea, aceeași întrebare, relația cu ONG-urile? În primul rând, schimbarea de care vorbea și domnul Lupaș va trebui să fie din punct de vedere al normalizării relațiilor între instituții. Instituția, administrația locală, trebuie să poarte un dialog constant. Dovadă faptul, acest proiect cu un secretariat deschis, este unul dintre ele. Societatea civică în ultima vreme a început câteva proiecte, ele trebuie să continue și sunt ferm convins că dialogul care l-am început cu dâns și se va continua și în momentul în care va continua în momentul în care vom fi în acest consiliu local, în administrație, indiferent de lucrurile care se vor desfășura acolo. Pe de altă parte, și societatea civică trebuie să vină cu proiecte clare, ferme, la obiect, prin care trebuie să demonstreze că pot să sprijine cetățenii și să fie o voce fermă și fără apolitică. Asta e, de fapt, toată povestea în jurul acestor lucruri. Domnilor, aș dori să încheiem această emisiune cu câte 30 de secunde în care dumneavoastră să sensibilizați electoratul pentru a vă vota în momentul potrivit. O să vă rog, domnule Lupaș, să începeți dumneavoastră. E un singur lucru. Brandul UTA, prin tot ceea ce ai explicat acum, n-am făcut-o în sens de campanie electorală. Chiar cred în toate aceste obiective și chiar cred că pot fi puse în practică cu o singură condiție. Să avem majoritate în Consiliul Local, să votați USR-ul, să votați Lea Ardelean la primăria municipiului Arad.
Sper și cred că această schimbare va aduce Aradul într-o normalitate, într-o dezvoltare pe plan mediu și lung, și probleme gen ștrandul, care nu l-am dezbătut, dar sper că data viitoare vom avea ocazia, să apară din ce în ce mai puțin. Zona de infrastructură, din toate punctele de vedere, trebuie dezvoltată și dat Aradului o altă față, o altă capacitate de a se dezvolta prin poziția care o are. Sunt ferm convins că prin candidatura comună a celor trei partide, care pot să ofere în plus față de orice altă ofertă pe piață din punctul acesta de vedere electoral, să duce la capăt proiectele care le-am început. Sper că vom avea ocazia să le mai dezbatem, pentru că emisiunea a fost destul de scurtă. Vă mulțumesc totuși pentru prezență. Sper să ne mai întâlnim aici la această emisiune, care este prea scurtă de foarte multe ori. Iată, a fost și astăzi. Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați venit în această seară. Dragi telespectatori, ați urmărit emisiunea Candidații se prezintă. Rămâneți alături de Info TV pentru alte programe bune. Seară plăcută! Locul unde se nasc ideile. Nu va fi ușor să ajungi acolo, dar continuă să cauți și vei descoperi mereu lucruri noi. Honda, the power of dreams. Atunci când ai probleme de transport, soluția o găsești la noi. Fie că vrei să pleci în excursii cu prietenii sau ai de transportat o grămadă de lucruri voluminoase. Poate vrei o mașină frigo pentru afacerea ta. Ori nu ai cu ce transporta materialele de construcție la noua casă. Chiar și pentru concediul cu familia, noi avem soluția în materie de transport. Eurovest Transit în Arad, Calea Ratnei numărul 211, 0722-251-557 sau www.eurovesttransit.ro. Electronic Shop. O gamă variată de produse și servicii. Calculatoare, laptopuri, imprimante, faxuri, rețele, pirotică, service, consumabile. Standarde ISO 9001. Acum la promoție, notebook Lenovo la 1290 de lei cu TVA. Procesor Intel Dual Core la 2,1 GHz. Memorie DDRAM 3 1 GB. Hard disk 250 GB. Display LED 15,6 inch. Electronic Shop, pe strada Ștefan Augustin Doinaș, colț cu Afinelor. Pantofii îți pot transforma ținuta într-una deosebit de stilată. Și dacă vrei un look numai al tău, atelierul pentru montat cristale Swarovski îți stă la dispoziție. La noi puteți găsi cea mai diversificată colecție de primăvară-vară. Pantoful galben, încălțăminte din piele naturală, 100% românească. Electro Fidelity Company. Instalații electrice, civile și industriale. Executăm rețele electrice pentru transport și distribuția energiei electrice. Măsurător și audit energetic, casnic și industrial. Distribuția de materiale electrice se face din showroom-ul nostru, unde găsiți totul de la siguranță până la tablou electric. Electro Fidelity Company, pe drumul dinspre Sânlen, la numărul 524, www.l-f.ro. Vrei un apartament nou în condiții de confort sporit și la preț accesibil?
Acum este momentul potrivit. SC Amara de Sa pune în vânzare ultimele apartamente disponibile cu 3 camere, cu suprafețe utile între 90 și 100 de metri pătrați, la prețuri cuprinse între 54.000 și 59.000 de euro, inclusiv TVA. Apartamentele sunt finalizate la cheie și fac parte dintr-un bloc nou construit, situat pe strada Voinicilor, în apropiere de Selgros. Pentru apartamentele achiziționate în această perioadă, SC Amara de Sa oferă un discount între 5 și 10%, cu posibilitatea beneficierii și de TVA redus în cota de 5%, conform ordonanței de guvern 200/2008. Pentru mai multe informații, contactați Amarad la sediul din Arad, calea Aurel Vlai cu numărul 139-151 sau la telefon 0747-252-265. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.